Bună ziua, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Suntem Mariana Zverianu și Eduard Pastia. Și vă invităm la 60 de minute, emisiunea care vă spune la ce să vă așteptați în săptămâna care urmează. Astăzi este ziua victoriei asupra naziștilor în viziunea Occidentului, dacă este să ne luăm după ultimele momente ale celui de-al doilea război mondial. Sau mâine, dacă luăm ca reper cea de-a doua ceremonie cerută de sovietici. De altă parte, tot mâine este și ziua Europei, așa cum a fost ea enunțată în declarația Schuman. Marți este o zi aglomerată, există și o zi mondială a păsărilor migratoare. De ce vă aduc aminte de asta? Pentru că la noi, pentru a muta un cuib de barză, este nevoie de emiterea numai puțin de 4 acte normative plus norme metodologice. Mai bine locoliți, altfel sunteți buni de plată și dumneavoastră și barză. Iar miercuri, pe 10 mai, se anunță un protest de amploare al sindicatelor din învățământ, în timp ce deputații vor dezbate legile educației. Dar să nu uităm că tot miercuri este ziua regalității cu triplă semnificație în România, o zi chiar definitorie pentru statul român modern. Nu uitați de finala concursului Eurovision de sâmbătă 13 mai. În contextul războiului de agresiune al Ucrainei, al Rusiei în Ucraina, mă scuzați, ar putea fi un eveniment interesant. Și plus că, duminică, vă reamintim, sunt alegeri în Turcia. Va mai fi Erdogan președinte? Greu de anticipat. Ne ajută să înțelegem cam cum va arăta săptămâna asta invitata noastră de astăzi în platou alături de noi, Sarmiza Andronic, analist politic. Sarmiza, bună ziua, mulțumim pentru că ești aici. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Te salutăm și îți mulțumim. Aș vrea pentru început, Sarmiza, Edi, să mergem la colega mea, Mădălina Hoda, pentru că astăzi, doamnelor, domnilor, vă spuneam și ceva mai devreme, se întâmplă tot felul de lucruri. Și începem, evident, cu ziua de astăzi, pentru că coaliția de guvernare a avut astăzi o ședință, se apropie momentul în care premier va fi Marcel Ciolacu. Cam cum se vor împărți funcțiile, ce date sunt noi după ședința de astăzi? Aflăm chiar acum de la colega noastră, Mădălina. Mădă, ești în direct, ascultăm, bună ziua! Bun găsit, Mariana, bun găsit tuturor. Mai sunt aproximativ 3 săptămâni până în momentul în care funcția de premier va fi atribuită liderului social-democrat Marcel Ciolacu. În momentul de față, liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR discută despre protocolul care a fost inițiat odată cu înființarea coaliției de guvernare PSD și PNL. Mai exact, este vorba de acel schimb de 4 ministere cheie. Vorbesc aici de Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor, care fac parte din rândul social-democraților, dar și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alături de Ministerul de Justiție. Totodată, liderii discută și despre funcția care ar urma să fie atribuită actualului premier Nicolae Ciucă după rocada guvernamentală, fiind luate în calcul de 3 variante. Mai exact, este vorba de funcția de președinte al Senatului, funcția de ministru al apărării, dar și funcția de vicepremier în cabinetul lui Marcel Ciolacu. Însă, mai mult decât atât, lideri din cadrul Partidului Național Liberal vorbesc despre faptul că nu și-ar dori ca Nicolae Ciucă să fie în subordinea lui Marcel Ciolacu. Totodată, dacă vorbim despre acel schimb de 4 ministere, se pare că nu va avea loc, deoarece socialdemocrații își doresc să rămână cu Ministerul Transporturilor și cu Ministerul de Finanțe, iar liberalii își doresc să rămână în continuare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dar și cu Ministerul Justiției. Totodată se discută și despre împărțirea funcțiilor în Parlamentul României, mai exact este vorba de funcția care îi va fi atribuită lui Daniel Suciu ca și președinte al Camerei Deputaților, iar în ceea ce privește funcția de președinte al Senatului, această funcție ar urma să fie atribuită lui Nicolae Ciucă. Mădă, știu că sunt discuții și pe marginea ordonanței de austeritate. În continuare, nu s-au luat încă niște decizii foarte clare, dar pe surse ai reușit să afli niște informații cam cum va arăta până pe 15 mai, nu, această ordonanță. Ce informații ai? Mariana, în această zi, liderii coaliției de guvernare au avut o întâlnire în cadrul cărei au discutat și despre această reducere privind cheltuielile bugetare, fiind vorba de o așa zisă gaură de aproximativ 20 de miliarde de euro. Se discută despre o reducere privind, mai exact, despre o înghețare a angajărilor de la stat, dar și despre o reducere din domeniul bunuri și servicii de aproximativ 10%. Liderii nu au discutat și despre acel cumul pensie și despre acea supraimpozitare, deoarece aceasta ar urma să intre într-o ordonanță de urgență. Săptămâna aceasta va avea loc o ședință de guvern, acolo unde liderii vor discuta și vor analiza toate aceste discuții privind reducerea cheltuielilor bugetare.
Mădălina Hodea, în direct de la Parlament, îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii. E clar că pe măsură ce se apropie acel moment, vom vedea tot mai multe discuții, tot mai multe tensiuni. Să ne oprim pentru început la discuțiile pe funcții, nu? Pentru că ne spunea și Mădă ceva mai devreme. Se pare că protocolul acela pe care l-au semnat, nu, acum un an și ceva, e negociabil până și acela, că până la urmă totul se negociază până în ultimul minut, nu? Păi, cum ar fi fost să rămână acea înțelegere bătută în cuie? Unde ai mai pomenit tu așa ceva în România? La politicieni. Da, de la politicieni. Am reținut de la colega voastră un lucru esențial, că Nicolae Ciucă nu vrea să fie în guvern pentru că nu vrea să fie în subordinea da, mi s-a părut foarte tare chestiunea asta și atunci normal că se negociază. Nu, acum serios vorbind, dacă ambele părți sunt de acord, n-au decât să negocieze. Doar că mie mi se pare că de-abia acum încolo vom asista la niște tensiuni uriașe în coaliție și îmi pare rău să spun asta. Pentru că dacă până acum luam cumva apărarea coaliției și spuneam că, uite, funcționează, nu sunt tensiuni, haideți, lăsați-i să-și facă treabă și așa mai departe, uite că acum când e vorba despre funcții, lucrurile stau altfel. Dar eu am mai spus-o la un moment dat că tensiunile sunt în coaliție între partide, dar mai sunt și tensiunile din partid. Pentru că prima dată te gândești la, sau deși este cumva anapoda, dar așa se întâmplă de cele mai multe ori în partide, se gândesc întâi la X pe care trebuie să-l pună undeva. Și atunci nu se gândesc altfel. Se gândesc ce facem cu X care ne-a făcut nouă atâtea servicii și ne-a adus nouă atâtea voturi. Până la urmă e firesc într-un partid politic să se gândească așa. Pentru că așa crește partidul, așa trăiește partidul prin voturi. Da? Și atunci dacă o persoană puternică din punctul ăsta de vedere a adus foarte multe voturi și a ieșit foarte bine la alegeri, trebuie să-l recompensezi. Și atunci te gândești unde se potrivește el, că nu poți să pui un medic la transporturi și nu poți să... Ei, sper că nu, totuși. Da, am mai aruncat noi cu pietre, da, așa, uite, și bine am făcut. Dar uite că... Apropo de... Deci, crede-mă, iartă-mă, întâi o să vedem tensiunile în interiorul partidelor și abia pe urmă o să vedem tensiunea la nivel de coaliție. Apropo de numele care se vehiculează, Edi, avem așa, la finanțe, Cosmin Marinescu se vehiculează, de exemplu, domnul Alexandru Nazare, ca și vicepremier, se pare că vor fi trei funcții de data asta de vicepremier, pentru că nu, premierul Nicolae Ciucă, nu, el nu vrea să fie în subordinea lui Marcel Ciolacu, dar da, e înțeleg, adică pentru această normal funcție și pentru două, și să aibă și două, unul din un ministerul de interne, un ministerul apărării, la externe, de exemplu, se vehiculează. Și ce mai cumulează domnul Ciucă? Dacă nu, păi nu că au renunțat la cumul. Deci tot pe surse a apărut informația că au renunțat la povestea aceea. Păi pe surse, măi, Mariana. Deci hai să... nu va fi o problemă. Nu, eu am numărat altfel. Adică mie mi-e ies, de exemplu, că așa, domnul Iohannis, între scalele la Sibiu sau așa, are 5 oameni în guvern cu domnul Marinescu, din 21, dacă mai scădem și ministerele PSD și UDMR, nu-mi ies, îmi dă cu virgulă ce rămâne la PNL. Dar, mă rog, aici poate își asumă PNL-ul, deși am înțeles că astăzi n-au discutat pe nume. În ceea ce îl privește pe domnul Marinescu, e un bun finanțist, însă una e să fii bun finanțist și una e să fii bun ministru al finanțelor. Bun manager la finanțe. Bun manager. Dar eu mă mir, să știi că domnul Marinescu e de mult, cred că și în mandatul trecut a fost consilierul președintelui și mă mir că până acum nu a ajuns ministru. Foarte interesant. De obicei, oamenii care au avut trecere așa la președinte au cam ajuns acolo unde și-au dorit și exemplu cel mai bun este Andrei Muraru, care a ajuns ambasador al Statelor Unite și nimeni nu ar fi crezut vreodată că se va întâmpla asta. Și totuși a ajuns acolo. Da. Și domnul Laurescu la externe. Da, numai că dacă... Nu putem să-i comparăm. Eu îi știu pe amândoi. Domnul Laurescu are niște calități și pare că părea, sau părea potrivit la momentul acela. Sigur că nu ne gândeam la război, sigur că nu ne gândeam la astfel de, la astfel de activitate altfel decât cea clasică de la Ministerul de Externe. Și la acel moment părea ok domnul Aurescu, că între timp a mai făcut gafe, că între timp războiul a luat prin surprindere și că ar fi trebuit să facă mai multe, asta e de discutat. Că nu are nicio treabă cu comunicarea și asta este clar.
Însă, dacă vorbim despre domnul Andrei Muraru, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel și din punctul meu de vedere n-avea ce să caute reprezentantul nostru în Statele Unite niciodată. Alina Gorghiu, pentru că tot vorbeam de Ministerul de Externe, e în cărți pentru Ministerul de Externe. Am avut o discuție înainte de emisiune cu cineva. Eu cred că e important cum își face Alina Gorghiu jocul de cărți. Cum joacă ea în momentul ăsta. Ieșirea de la președinția interimară a Senatului? Eu îl văd pe Nicolae Ciucă la Senat. I-ar fi bine. Pentru că n-ar fi în subordinea lui Marcel Ciolacu și ar fi totuși al doilea om în stat. Adică ar fi o avansare în grad, dacă vrei, și vorbim în termenii domniei sale. Să o văd pe Alina Gorghiu la Externe, nu prea aș vedea-o și din ce știu eu, în Partidul Național Liberal există alte nume vehiculate și alte nume care se bat pentru această poziție și care ar fi mai potrivite. Numai dacă, după ce o să vedem cine este ministrul de externe, o să vin și eu cu numele care au fost vehiculate și eu cred că aceste două nume vor renunța, pentru că vorbim despre două nume, vor renunța numai în condițiile în care vor avea o înțelegere cu Alina Gorghiu sau dacă vor avea o înțelegere pe mult mai mult în partid. Altfel nu le văd sub nicio formă renunțând. Vorbim de membrii din PNL. Din PNL, da. PNL. Oameni care au făcut pași serioși pe zona de externe, care au câteva uși deschise, multe, nu câteva, și care ar putea, nu știu dacă ar face față neapărat, dar cred că mai degrabă le-aș vedea știind că fac jocurile pentru asta. Însă nu știu, Alina Gorghiu, cum la externe. Acum, haideți să ne gândim. În momentul în care este pus un ministru undeva, ne gândim dacă se potrivește sau nu se potrivește. Cel mai grav lucru este când te gândești că n-are nicio treabă cu zona. Ce a făcut Alina Gorghiu până acum ca să merite externele? Care sunt deschiderile ei? Ce o recomandă pentru Ministerul de Externe? Aș vedea-o pe Alina Gorghiu, nu știu, poate la Ministerul Justiției, poftim că a terminat dreptul, a scos niște cărți pe partea de mediere. Ok. Dar să văd la Externe. E vehiculat numele domnului Robert Kazanciuc. Deci, acum, sigur, dacă vorbim de două lucruri diferite, Robert Kazanciuc pentru că revine PSD-ului ministerul sau, repet, eu nu o văd pe Alina Gorghiu la Externe și nici nu-mi vine nimic în minte care să o recomande, măcar un singur punct care să o recomande pentru poziția asta. Dar pe domnul Zgonea la Ancom? Ce recomand? Da, nu cred că o să fie domnul Zgonea la Ancom. Dacă asta e părerea mea. Înțeleg că domnul Zgonea și mai e cineva din partea USR-ului, deși mie nu mi-e foarte clar cum e cu își poate depune da, oricine, adică orice cetățean își poate depune. Nu cred. Nu cred, trebuie să ai o minimă susținere, bănuiesc. Probabil se pregătește domnul Zgonea pentru anul viitor, mă gândesc. Cumva trebuia să a ieșit din scenă într-un fel și trebuie să reintre în scenă, nu? Dacă ai, mă, câți au plecat din politică și n-au mai revenit și au locuri invizibile. Adică, serios, și eu duc foarte bine. Nu știu, când ai ceva de zis, poate, nu știu. Da, și n-are scenă, domnul Zgonea. Exact. L-aș vedea la Curtea de Conturi. Acolo e. Da, te rog eu frumos, oprește-te și nu le mai dai idei. Lasă-l acolo unde e. Sau de le idei pe bani, cum s-ar spune, nu? Dar interesant este, o să vorbim și despre ordonanța aceasta, care nu e foarte clară deocamdată, nu știm cam cum va arăta. Ce știm însă e că îl vedem, am tot discutat despre cum și-a nuanțat și și-a schimbat foarte mult discursul Marcel Ciolacu în ultima perioadă și pare că vine cu idei din ce în ce mai clare pe care e dispus să și le asume, nu de alta. Și aici vreau să ne oprim în continuare, doamnelor, domnilor, și să vedem ce are de spus despre pensiile speciale, pentru că ne promite Marcel Ciolacu că le va desființa după ce va ajunge premier. Eu nu o să renunț până nu vom trece legea cu pensiile speciale. Dacă avem neîndeplinit acest jalon și voi fi primul ministru al României, voi veni cu lege de asumare a răspunderii în fața Parlamentului, astfel încât ori trece legea, ori plec eu acasă. Cred că am fost cât se poate de clar. Declarație asumată, cum s-ar spune, nu? Da, vreau să vedem și ce a avut de spus pe subiectul ăsta astăzi premierul Nicolae Ciucă la un eveniment.
Câteva cuvinte despre reformele pe care le avem de realizat în domeniul pensiilor speciale și a sistemului de pensii în general. Fără îndoială, o astfel de reformă se impune și așa cum ne-am asumat, o vom face. Vreau să subliniez și să atrag atenția asupra unui lucru foarte important. Deși PNL nu a stat la originea pensiilor speciale, vom acționa solidar pentru corectarea acestui dezechilibru din sistemul de pensii. Soluția la această stare, de fapt, este să venim cu modificări legislative prin care să corectăm situația. Nu ura va aduce echilibru în sistem, ci deciziile tehnice concrete. Și aici poziția noastră este una foarte clară. Noi milităm pentru aplicarea principiului contributivității. Acest principiu nu anulează pensiile mari, dimpotrivă. Dar ideea de echitate în sistemul de pensii din perspectiva PNL nu ține de uniformizarea pensiilor, discurs care se mai aude, din păcate, în spațiul public, ci de așezarea lor pe merit. Acest lucru este valabil nu doar pentru pensiile speciale, ci pentru întregul sistem de pensii din România. Eu nu am înțeles povestea asta cu asumarea răspunderii, pentru că am avut declarații ale politicienilor. Teoretic știm că își doresc, nu? Adică ne-au tot promis povestea asta cu pensiile speciale. E în PNRR trecută această reformă. De unde i-a venit domnului Ciolacu povestea asta cu asumarea răspunderii? Nu e nicio asumare. Am văzut și o idee vehiculată cu moțiunea de cenzură. Asta, ceea ce mi se pare de-a dreptul... Da, dar aș vrea să mai subliniez un lucru. Nicolae Ciucă a spus că deși Partidul Național Liberal nu a stat la baza acestor pensii speciale. Ba da, a stat. Cel puțin la unele dintre ele, cred că. Da, dacă... Valeriu Stoica a introdus prima dată noțiunea asta de pensii speciale, pe urmă Alina Gorghiu cu aviatorii, Valeriu Stoica cu magistrații, că vorbim despre pensiile magistraților de nu știu când și asta ne deranjează foarte tare, știm foarte bine. Au mai fost vreo 78 de peneliști când era Ludovic Orban, ceva tot așa. Deci nu cred, asta trebuia scoasă din discursul lui, că nu e credibil. Păi nu e nicio asumare, dar dă bine la public. Adică... Bine, astăzi au venit cu venitul global și impozitarea venitului global. Numai că din lipsă de sistem informatic nu se poate face acum, ci peste vreo 2 ani, un an și... Da. Adică în fiecare săptămână aflăm... Păi da, și eu mă pun de acord politic cu multe, dar nu mi este... Da, măi, dar uite că tot timpul avem termene. Uite, acum Marcel Ciolacu spune când o să fie el premier. Nicolae Ciucă spune că și-asumă. Adică, dar nu se întâmplă, știi? Deși vorba ta cu PNRR-ul, lucrurile sunt foarte clare. Nu știu, vorbim despre lucruri pe care nu le văd palpabile azi, mâine, poi mâine, știi? Eu cred că și săptămâna viitoare să vorbim despre pensiile speciale, tot în termenii ăștia. Eu zic să fim optimiști, pentru că dacă spune domnul Ciolacu că dacă această reformă nu va trece, el va pleca acasă în secunda 2, nu cred că așa se gândește să își înceapă mandatul de premier, nu? Da, oricum... A dat asigurări, domnul Ciucă, da. În sensul că va rezolva această problemă până la rotativă, într-un fel sau altul, sau că pasează Parlamentului. Cel puțin așa am înțeles. Da. Asta cu pasatul întotdeauna dintr-o parte în alta, nu știu, când ești într-o coaliție și clar sunt două partide sau mai multe, e clar că lucrurile sunt volatile, ca să nu zic altfel. Să trecem ușor înspre ziua de marți, pentru că o să mai vedem probabil ședințe din acestea până pe 20 și ceva mai, când poate vom vedea lucruri mai concrete, dar să ne ducem la ziua de marți, nu? Da, marți, ziua, mă rog, acum ziua victoriei. Sunt, după cum bine știți, unii dintre dumneavoastră, s-a semnat de două ori capitularea, fără nicio glumă. Întâi au semnat cu paliații, cu americanii, englezii și așa mai departe, după care și sovietici au vrut o ceremonie a lor, s-a ajuns la 9 mai, deși au capitulat pe 8 mai la ora 11. Complicată treabă și uite așa, mâine sovieticii lui Putin sărbătoresc ziua victoriei. Noi nu mai vrem să o sărbătorim mâine, noi o sărbătorim sau
ceva de genul astăzi. Oricum e o zi importantă în istoria Europei, n-avem ce să facem, trebuie să recunoaștem că s-a terminat un război absolut năucitor, după unii 50 de milioane de victime, după alții 60 de milioane, foarte greu de estimat. Veștile dinspre Moscova sunt la fel, adică ba avem paradă, ba n-avem, ba ei, avem, da, avem avioane. Ba nu, stai, avem. Avem, nu, avem, avem niște măsuri anteoraș. De... Da. Avioanele vor fi sau nu. Le e frică de un atentat la viața domnului Putin. Bine, dacă e să mă întrebe ceva pe mine, să aduci deasupra cupolei o dronă și să spui că a fost un atentat, când știi foarte bine că mai sunt câteva inele de antiaeriană până acolo și cine își imaginează că stă sub cupola aia domnul Putin. Domnul Putin e la 200 de kilometri de Kremlin, dar nu mai vorbim. Cum să vedem toate astea? Și până la urmă, foarte multe evenimente, ce așteptări, ce așteptări să mai avem? Și din păcate, uite cum se duce de râpă un eveniment absolut legitim. Se demonizează un moment al istoriei noastre comune, istoriei europene, se demonizează de către o parte sau alta și ajungem să râdem, să glumim și să ironizăm până la urmă o zi absolut esențială pentru Europa. Da, numai, vrei să vorbim despre unitatea în Uniunea Europeană sau vrei să vorbim ajungem despre... Ajungem și la unitatea în Uniunea Europeană. Chestiunea asta cu... Că e legat de... Cu Rusia. Mai eu îmi amintesc anul trecut când era conflictul în plină desfășurare, că și astăzi este tot în plină desfășurare, firar să fie. Îmi amintesc în ce termen discutam și toți stăteam și ne uitam spre Moscova și așteptam discursul. Ce o să ne spună? Cum o să ne spună? Aoleo, ce o să se întâmple pe 9 mai? Probabil că nici de data asta de 9 mai nu o să se întâmple nimic. Probabil că, bun, e o diferență însă, va exista discursul, dar nu vor fi, sau parada va fi doar în Moscova, nu știu dacă va mai fi undeva. Vreo 20 de orașe. Sigur că au început speculațiile de ce nu mai vrea Putin să facă această paradă, fie că nu mai are ce arăta publicului, în sensul că s-a cam dus cu armamentul, fie că este teamă și probabil ați văzut această variantă care vine chiar de la Moscova, că e teamă acestui președinte Putin că fotografiile eroilor vor fi înlocuite cu fotografiile celor de pe front care au murit acum în Ucraina. Pare că se vehiculează foarte mult acest scenariu și, repet, vine de la Moscova, ceea ce ar putea să fie pe undeva adevărat sau măcar să ne gândim că da, e posibil, e un scenariu de luat în seamă. Până una alta, nu cred că se va întâmpla nimic de 9 mai. Apropo de ce spunea Edi, că drona, hai să fim serioși, drona aia a căzut pe cupolă și nu a dărâmat nici măcar drapelul care era arborat, înțelegi? Și a fost așa ca un foc de artificiu acea dronă, n-a fost nimic. Da, în sfârșit, înțeleg că nu putea să fie ridicată acea dronă decât din Moscova, pentru că altfel n-avea cum să ajungă acolo. În sfârșit, da, suntem într-un război, există și război informațional, sigur că ne batem în mesaje, sigur că ne batem în imagistică, așa că putem să luăm toate scenariile în calcul. Deci, repet, nu cred că se va întâmpla nimic pe 9 mai. N-are ce să se întâmple. Ce o să fie? Mi-amintesc de 9 mai cum președintele Putin a venit cu păturica, dacă vă amintiți, a stat cu păturica pe genunchi și atunci am vorbit despre ce o avea el la genunchi, dacă e bolnav, dacă e șchioapătă, dacă nu șchioapătă. Cred că ne ducem într-o zonă absolut aiurea. Cred că până la urmă ar trebui să lăsăm sărbătorile astea așa cum ne-am învățat cu ele, vorba lui Edi, că a avut o pledoarie foarte bună la început vis-a-vis de povestea asta cu războiul. Iar dacă e să ne uităm la Ziua Europei, pentru că tot făceai referire ceva mai devreme la unitate și evident în contextul ăsta ne gândim, bineînțeles, și la, și la pace. Cum arată Europa acum? Europa se străduiește foarte tare să pară unită. Noi știm bine că nu e așa.
Pentru că mișcările pe care le-au făcut unii lideri nu te duc în, cu gândul la unitate. Dacă ne gândim la mișcările pe care le-a făcut Macron, dacă ne gândim la faptul că în Germania, Olanda, Italia, Cehia sunt niște partide care cresc vertiginos în sondaje și ele sunt eurosceptice, chiar nu te mai poți gândi la unitate. Au tot vehiculat chestiunea asta cu sancțiunile. Știm foarte bine că avem țări care nu au ținut cont de aceste sancțiuni și una dintre ele este Ungaria, da? Care face parte din Uniunea Europeană, care face parte din NATO și ea la rândul ei nu a fost sancționată în niciun fel. Iar ce-ți spune asta? Că există unitate și că unitatea trebuie aplaudată și dacă ea nu există, trebuie sancționată din zonele care pun piedică. E, uite că nu se întâmplă toate lucrurile astea. Nu putem vorbi de unitate în momentul ăsta în Europeană, nici măcar ca imagine. Adică uită-te bine la ce... Și mai e un lucru apropo de Italia. Știi că Giorgia Meloni a fost percepută ca fiind o naționalistă răită. Salvini s-a dat la o parte pentru Giorgia Meloni. Ei, acum Giorgia Meloni face cumva jocurile Europei altfel decât le-a promovat în campania electorală înainte să fie aleasă. Și atunci și în Italia partidele devin un pic mai agresive, un pic mai vehemente, ceea ce se întâmplă și în Olanda. Deci în Austria. La fel. Deci avem niște zone care nu ne lasă să ne gândim sub nicio formă la unitate în Uniunea Europeană. Bine, putea fi și mai rău, scuză-mă, Marian. Putea fi mai rău decât atât. Adică, nu știu, 2-3 state din 27 mi se pare un procent bun. Păi este un procent bun. Uite la Austria, câtă putere are. Și Austria este, bine, face parte din... Și Turcia, dar nu, acolo nu vorbim de Uniunea Europeană. De NATO. Da, acolo vorbim doar de NATO. Da, dacă te uiți la Austria, uite câtă putere are Austria. Păi noi vorbim de 2-3 state, tu spui e suficient 2-3 state, este mult. Păi uite Austria, că a stricat tot în Uniunea Europeană. Cu neacceptarea noastră în Schengen. Nu că noi nu am fost în Schengen, acceptați în Schengen și de aici s-a dărâmat Europa, nu, dar a creat destule tensiuni cu votul pe care l-a dat. Da? Și demonstrează clar că nu are a face cu Uniunea Europeană și că s-a speculat și probabil că este și adevărat că merge într-o zonă prorusească o bună parte din liderii din Austria. Deci, și în ideea în care ar trebui să vorbim de unitate, nu putem să ne întrebăm noi ca și cetățenii acestei țări, deși dacă toată lumea știe că Austria nu are dreptate în privința tuturor cifrelor legate de migrație și așa mai departe, nu ar trebui să vedem cumva că alte state ne dau dreptate, nu știu, și ne susțin, nu știu, întreb. Ce alte state? Toate, adică celelalte state. Apropo de... Toate celelalte state. Da, ne dau dreptate, dar nu fac nimic. Da. Adică, asta cred era... că mai curând avem șanse să intrăm în Commonwealth decât în Schengen. Ne dorim? Nu știu, aș putea să mă gândesc la asta. Putem să intrăm oriunde. Dacă cei de aici nu ne vor, noi putem să intrăm în orice organizație am vrea. A început să se discute foarte serios despre Brexit, despre... această acțiune de la acel moment, dacă a făcut bine Marea Britanie, n-a făcut bine, care sunt avantajele, adică se vehiculează și în presa internațională povestea asta cu Brexit-ul și nu cred că este o poveste întâmplătoare. Adică de ce te-ai întoarce la o poveste despre Brexit când gata, s-a dus? Sigur că ea a venit în contextul acesta cu un coronel al lui Charles, dar faptul că presa internațională preia din ceea ce spune presa Marii Britanii și că se discută acum intens și pe rețelele de socializare despre Brexit, o poveste încheiată, mi se pare destul de ciudat totuși. Am înțeles că... Și atunci chiar nu putem vorbi de o Uniune Europeană unită și... Nu cred. Uită-te în Germania. Mie îmi vine în minte retorica unor, chiar și a unor politicieni de la noi, apropo de curentul ăsta naționalist la care făcea referire ceva mai devreme, Sarmiza, și la Bruxelul ăla dictatorial și rău care ne-a băgat în toate belelele cu ghilimelele de rigoare în care e România. Adică nouă, unde nu funcționează anumite lucruri, știm foarte bine imediat, dăm vina pe Bruxelles, pe Comisia Europeană, pe cine vrem noi. Că nu e mai simplu așa. Nu e... Te rog. Nu neapărat că e mai simplu, dar oamenii ăștia dau tonul.
Și dacă mă întrebe acum ce anume nu convine mie în Uniunea Europeană și ce mie nu-mi place această doamnă von der Leyen, și sigur că mi-a atras atenția în mod special de la povestea cu vaccinurile. Știi, ea a făcut împărțeala, ea cu afaceri dubioase în zona asta, nu știu, spun, e pe surse, da? Sunt parlamentari din Uniunea Europeană care au făcut tot felul de scrisori, care au cerut tot felul de răspunsuri și nu le-a primit, care au vrut să vadă contractele cu Big Pharma și nu le-au văzut. Adică și noi vorbim despre unitate. Păi nu prea te poți uita admirativ la oamenii ăștia din vârful Uniunii Europene. A fost și nebunia cu corupția, cu parlamentarul european din Grecia, deci cu corupția în Italia și așa mai departe. Adică unde mai este unitatea? Poți să spui că e unitate? Poți să spui că nu vorbim de corupție la acel nivel? Sigur că ne uităm spre ei, pentru că ei dau tonul și noi ne repliem de fiecare dată. Problema este cum ne repliem. Cred că, de fapt, aici e discuția mai profundă. Adică păi, cum știm să vorbim când mergem acolo, nu? Păi asta e o altă discuție. Da? Nu știm să vorbim când mergem acolo. Au fost câteva voci și nu au fost băgate în seamă. Au fost date la o parte și cam atât. În rest, da, noi suntem, da, noi ținem la această unitate în Uniunea Europeană. Alții nu. Ai adus în discuție faptul că ți-ai dori să nu mai trăiești în România. De ce? Te-ai gândit la ziua regalității sau? Nu vreau să trăiesc în România, da. Dar vreau mai multe vizite în afară. Dar nu în Schengen. Adică acolo poți să stai liniștit, cel puțin deocamdată. O cauză pierdută din punctul... Au dreptate și austrieci, apropo de Schengen. În momentul în care tu faci controle, Germania cu Italia, Germania cu Austria, Italia cu nu mai știu cine, și Italia cu Austria, Austria cu Ungaria. Ce Schengen mai... E complicat. Treaba, dar subscriu la ce spune Sarmiza, nu e neapărat vina noastră întotdeauna. Dacă alții dau tonul, 26 de țări spun că ești pregătit și a 27-a spune că nu ești pregătit, deja pasiunea ta pentru unitatea Europei se duce încolo. Exact. Sau, mă rog, începe să se ducă încolo. De-aia pomeneam de Commonwealth. Da, mai vedem. Da, când vorbim de politica externă, nu putem să nu ne uităm și la politica internă, pentru că tot pe 10 mai în țară se anunță acel marș al sindicatelor din educație. E un marș la care și-au anunțat prezența peste 15.000 de persoane. Interesant este că acest marș vine exact în ziua în care vor continua dezbaterile pe legea educației, de data asta în Camera Deputaților. Niște legi ale educației care trec pe repede înainte, fără prea multe amendamente de substanță, ca să zic așa. În plus, se anunță proteste, nu știm exact când vor fi și acestea, dar apropo de nemulțumirea unor domenii și în sănătate. Din ce ne spunea și colega noastră Mădălina ceva mai devreme, o parte dintre revendicările pe care le au aceste sindicate din educație erau legate de cumulul acela care nu le permitea anumite schimbări la nivelul veniturilor. Nu mai sunt. Acum vedem dacă ei vor ieși în stradă în număr la fel de mare. Problemele din sistem până la urmă rămân în continuu. Un lider de sindicat din învățământ a spus la un post de televiziune, eu eram în platou, a spus sperăm să fie 10.000, dar ne dorim 15.000. O chestie de genul ăsta, adică nu știu câți vor veni, pentru că apropo de unitate, știi, nu prea am văzut mulți oameni în stradă. Adică nici din punct de vedere al știu. Sunt domenii în care e nevoie de unitate, sunt domenii în care e nevoie să se mărească salariile, e nevoie de o altfel de lege a salarizării și de locuri mai bune de muncă, că vorbeam de 1 mai despre cum ies unii în stradă și strigă drepturile. Dar nu o să vedem prea multă unitate nici în zona asta, crede-mă. Eu nu cred că vor fi 10.000 de oameni în stradă, din învățământ, niciodată. Nu cred lucrul ăsta. Pentru că în ultimii ani oamenii nu au mai ieșit în stradă. Oamenii au atât de multe probleme încât nu se mai gândesc și la asta, deși ar ieși pentru dreptul lor. Nu, eu sunt curioasă, uite, hai lunea viitoare să mă întreb cum mi s-a părut mie ce s-a întâmplat în 10 mai. Să știi că nu cred că va fi o acțiune așa cum o visează liderii de sindicat. Nu cred. Și până la urmă, probabil ne gândim și la efectul pe care ar trebui să-l aibă, de fapt, aceste acțiuni de protest. Pentru că, teoretic, oamenii ăștia care ies în stradă, nemulțumiți, dacă vor ieși într-un număr foarte mare,
ar trebui să fie un semnal de alarmă tocmai pentru guvern, pentru Parlament, în sensul că să pună presiune pentru a se schimba cumva lucrurile. Da, numai că astăzi să anunți că faci un protest e așa o chestie foarte simplă, s-a banalizat, doar anunțăm că facem proteste, sunt 200-300 de oameni, 500 de oameni să zic, și cam atât. Ce semnal de alarmă să tragi? Adică cum pui tu presiune pe guvern? Cum pui tu presiune pe decidenții pentru viața ta că da, ești nemulțumit? Păi cum să te ia pe tine guvernul în serios dacă tu, nu știu, din 15.000, din 15.000 care s-au anunțat, vezi în stradă 1.000? Nu... Da, în sfârșit, nu-i văd foarte uniți în povestea asta și nu sunt deciși. Adică tot timpul am senzația că altcineva trebuie să rezolve problemele. Da, e adevărat că sunt îndreptățiți să iasă în stradă, dar nu ies. Nu ies și atunci nu pune nimeni presiune pe guvern. Nu este suficient doar să anunți protestul. Trebuie chiar să te duci în stradă, dacă vrei cu adevărat rezultate. Altfel, așa cum spunea Mariana... Da, crezi că putem vorbi de un sfârșit al ideii de mișcare sindicală în România? Cred că da. Cred că într-acolo ne îndreptăm. Păi când ai văzut ultima dată niște oameni în stradă să-ți fie teamă să treci pe acolo? Mai ții minte cum ieșeau oamenii în stradă? Că se umplea Piața Victoriei și ți era teamă să treci cu mașina pe acolo, că nu știai ce se întâmplă, atât de multă lume era, nu știai ce-i la 10 metri mai încolo. Acum nu mai e așa. Sunt în niște țarcuri, sunt foarte puțini cei care sunt acolo, sunt și răsfirați, deci mare lucru nu se întâmplă. Să dea Dumnezeu să iasă în stradă. Bine ar fi ca guvernul să reacționeze. Nu văd lucrurile așa. Nu văd pentru că nu le văd, că nu l-am văzut în ultima perioadă. Deși prin platourile de televiziune și în presa scrisă apar tot felul de articole cu nemulțumirile. Nu așa ar trebui să-și ceară oamenii dreptul, dar până la urmă este o chestiune de ultimă instanță și totuși nu o fac. Da, uite, să ne amintim de săptămâna trecută, nu? Cred că discutam despre grevele pe care le-am văzut în transporturi, naval, maritim, știu și eu, aerian, peste tot, în toată Europa. Adică, apropo de ce spui tu, păi, apropo de mișcare sindicală. Da, și oamenii au ieșit în stradă și cu pensiile și cu toate nemulțumirile, ies în stradă și spun ceva și știi care e problema? Că o lume întreagă vorbește despre protestele de acolo. De ce? Pentru că sunt 2 milioane. Păi la noi, dacă ies 1.000 de oameni în stradă, repet, spunem că e bine și o să vorbească o zi presa din România. Atât. Ce presiune să pui? Că dacă te uiți acum în Franța și la ce se întâmplă acolo și, cum spuneam, vorbește un întreg mapamondul despre ce se întâmplă în Franța, normal că la un moment dat Macron ce-a făcut? S-a plecat în turul țării să încerce să potolească lucrurile. Se întâlnește cu școlarii. La noi nu o să se întâmple chestiunea asta. O să vorbim o zi, o să vedeți. O să vorbim o zi, dar până să vorbim o zi despre asta, vă propun să trecem ușor și înspre ziua de vineri și apoi sâmbătă și duminică. Vineri însă miniștrii de externe se vor reuni la Stockholm din nou, vor discuta despre cum vor susține în continuare Ucraina. Da, interesant, vor discuta și despre relația dintre China și Uniunea Europeană, care nu e foarte clară, nu? Sau e? Nu e, păi... Nu e, da. Știi că săptămâna trecută a fost ministrul de externe al Germaniei. A fost la Beijing și a spus că îi se pare foarte curios cum China încearcă să destabilizeze relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Păi nu e normal să facă asta, oricum ei sunt în conflict. Ce discutăm? Deci, și că nu prea înțelege genul ăsta de acțiuni. Vorbim despre ce? Despre conștiința chinezilor. Adică chiar m-am amuzat copios când am văzut această declarație. Da, este clar că relațiile s-au deteriorat foarte tare cu China. Dar nici noi nu facem nimic în sensul ăsta. Eu mi-amintesc când Titus Corlățean a spus clar, haideți să ne scuturăm un pic și să vedem ce facem cu China. Și este fost ministru de externe, care, by the way, merită să fie la Ministerul de Externe, nu doamna Gorghiu, care n-are a face cu zona asta. În paranteză. Deci da, l-ascult pe domnul Corlățean și dacă domnul Corlățean și fostul premier Adrian Năstase și multe voci care chiar au o forță, au avut o forță în țara asta și care știu ce vorbesc, ne atrag atenția că trebuie să avem grijă la relațiile cu China,
noi ca Uniunea Europeană, nu noi ca România, atunci hai să încercăm să facem ceva, hai să-i băgăm în seamă măcar, hai să le luăm, da, un punct de vedere oficial. Asta și facem, mergem în Africa. Iar nu mergem noi, merge Klaus Iohannis. Dacă merge Klaus Iohannis, nu avem garanția că vom rezolva ceva acolo. Dar avem garanția că a văzut Klaus Iohannis Africa și că este bine mersi mulțumit că a punctat și acest lucru pe, din lista multelor vizite pe care urma să le facă el ca președinte. Sunteți răi și invidioși pentru că voi nu faceți. Acum invidioasă sunt, dar ea dă-mi voie să nu cred că sunt. Sunt obiectivă. Da, uite, sunt interese foarte mari ale Chinei în Africa. De asta spuneam că e o vizită care încearcă indirect să rezolve problema Chinei. Da, mă rog, acum... Te izbești de răutatea mea și n-ai cum să mergi mai departe cu discursul. Da. Și dacă tot e de vizitat, nu? Să mergem sâmbătă la Parlamentul European. Apropo de faptul că discutam ceva mai devreme de unitate, de pace, de cetățenii europeni care, uite, au posibilitatea sâmbătă să meargă și să viziteze Parlamentul European la Strasburg de data asta, să vadă cum arată instituțiile, să discute cu grupurile parlamentare de acolo. Mă gândesc acum și foarte scurt o să vreau să mai comentăm asta, pentru că vreau să vorbim și despre alegerile din Turcia și știu că Edi pe final mai are un subiect amuzant, ca să terminăm într-o tonă, într-un ton cu zâmbet pe buze. Vreau să ne uităm și înspre Turcia, dar cum percepem, ca și o concluzie pe povestea asta cu Europa, cu pacea, cu unitatea, ne putem gândi cum ar fi arătat România dacă nu am fi fost în Uniunea Europeană? Nu, asta nu. Asta nu ne putem imagina. E clar că avem avantaje fiind în Uniunea Europeană și cred că, mă rog, avem argumente să spunem că e în regulă. România însă, cred că mai puțin de jumătate, cred că suntem bine acolo, aici unde suntem, în Europa. Dar apropo de chestiunea asta cu porțile deschise, e o mișcare de imagine care nu duce nicăieri, pentru că oricum parlamentarii din toate țările au acei bani la dispoziție, au fonduri ca să aducă oameni din țările lor în Parlamentul European, ca să pregătească cetățenii din țările lor și să informeze ce înseamnă instituțiile europene, ori eu îți spun că aceste instituții europene sunt foarte puțin cunoscute. Noi am început să cunoaștem rolul acestor instituții prin prisma problemelor pe care le-am avut. Ba cu fermierii, ba cu intrarea în Schengen, ba altfel, crezi că ne interesa? Crezi că interesa pe cineva povestea asta cu instituțiile? Ei, când văd că în Parlamentul European există o țară, sau uite, mă uit la România, da? Că face o mișcare sau face o acțiune despre hai să informăm pe oamenii noștri cei cu Uniunea Europeană, îmi place. Pentru că nu știu de ce au ei senzația că noi știm sau nu știu de ce nu investesc și în povestea asta, deși au fonduri pentru asta. Hai să educăm pe oamenii ăștia. Mă uit la Republica Moldova care se străduiește. Acolo porțile sunt cumva închise în multe dintre zone. Dar nici noi nu știm care sunt rolul instituțiilor. Sarmiza Andronic, președintele nostru, pentru că tot făcea referire, Edi, ceva mai devreme la el, și apropo și de Republica Moldova, președintele nostru a mers la încoronarea regelui, am văzut fotografii frumos cu prima doamnă, nu? Mi s-a părut o chestiune interesantă. Maia Sandu s-a întâlnit cu moldovenii de acolo, care trăiesc în Marea Britanie. Președintele Klaus Iohannis nu. Dar noi nu avem comunitate de români acolo. Poate s-a întâlnit. S-a întâlnit și ține. Dar el e atât de discret încât n-o să ne spună. Nu, sunt documente clasate. Alea sunt documente clasate. Nu avem voie să vorbim despre ele. Hai să-ți spun ceva. Președintele României nu a mângâiat niciodată un copil pe cap. N-a luat niciodată un bătrân în brațe. N-a luat un copil în brațe. Ai văzut vreodată ca președintele nostru să intre într-un spital și să se uite la ce se întâmplă acolo, dacă nu are după el o delegație care a vopsit înainte pereții? Paradoxal este că președintele nu... Ce vrei tu să vorbească? Este și profesor. Vrei să vorbească cu comunitatea din Marea Britanie, dar Marea Britanie, comunitatea din Marea Britanie vrea să se întâlnească cu președintele, că aici nici nu-mi dau seama care e. Nu știu, mie se pare că rupeți din context lucrurile. Oamenii munceau, românii munceau la ora aia.
Adică nu aveau cum să se învoiască de la serviciu să întâlnească cu domnul. Dar nicio problemă, putea președinte. Să meargă șeful statului mai devreme sau, mai, sau să mai întârzie o zi, așa cum a făcut o altă delegație. Dar asta e o altă discuție. O să se întâlnească cu românii din Africa. Îi promitem, Samiza, că vom discuta cu siguranță, cred că, apropo de rezultatul alegerilor din Turcia și la emisiunea viitoare. Dar până atunci, ce se întâmplă în Turcia? Pentru că am văzut în weekend au fost niște meeting-uri la care au participat 1 milion și ceva de oameni. Erdogan pe de-o parte, adversarul său pe de altă parte. Am văzut și atacuri cu pietre la adresa adversarilor lui politici. Sondajele zic așa, nu? Că vom vedea cel mai probabil și un tur 2, că e chiar puțin în urmă președintele Erdogan. Da. Ce se întâmplă? Se pare că va fi o luptă foarte strânsă. Aceste partide, această alianță națională, parcă așa se numește, alianța națională formată din cele 6 partide care luptă împotriva lui Erdogan, au niște mesaje mult mai clare decât partidele din anii precedenți când l-au contracandidat pe Erdogan. Acum inflația este foarte mare, ei spun 50%, de fapt analiștii spun 100%, iar mesajul este că această alianță va duce inflația la 10%. Deci imaginează ce mesaj au în condițiile în care Turcia chiar are o problemă din punctul ăsta de vedere. Aceste partide duc un mesaj foarte clar spre Uniunea Europeană. Spun, noi suntem pro-europeni, vrem în Uniunea Europeană, încercăm să dăm tonul și să dăm startul preaderării. Ori, acolo ești sau nu ești în zona asta? Nu există cale de mijloc. Ești sau nu ești pro-european? Cum o să se întâmple și în Republica Moldova. Dar aici lucrurile sunt foarte noi din punctul ăsta de vedere. Adică nu a mai fost un partid care să fie atât de vehement sau o alianță de 6 partide care să fie atât de ferme în mesajele transmise. Spun că vor lua din atribuțiile președintelui, da? Pentru că atunci când legiferează, președintele are drept de veto, spune nu. Ei, vor să scoată președintele din zona asta. Adică au niște mesaje care sunt dincolo de, de mesajele cu care este învățat poporul turc. Și atunci, sigur că te gândești cum vrea Turcia să se schimbe, dacă vrea să se schimbe, și cred că vorbim de o schimbare, o să vedeți. Nu spun că o să câștige, habar n-am, dar va fi procentul foarte mic și nu cred că după ce președintele va fi ca, fac o comparație acum puțin forțată cu Macron, că și Macron a câștigat în Franța și pe urmă vedem foarte bine oamenii în stradă că sunt nemulțumiți de politica lui Macron. S-ar putea așa să se întâmple și în Turcia, cu toate că în 2016, atunci când a fost acea lovitură de stat sau tentativă de lovitură de stat, Erdogan a ieșit întărit. Oricum, e clar că se gândește că va pierde, probabil, pentru că... Cutremurul nu i-a făcut bine deloc. La ce argumente l-am văzut? I se pune în cârcă chestiunea cu căderea clădirilor din zona aceea de ne-am seism. Apropiat de final, dar... Da, nu mai avem timp foarte mult, că vreau să zic că miercuri este ziua curățeniei în camera proprie. Fiecare dintre noi avem datoria să facem asta. Însă, dincolo de glumă, nu uitați de finala Eurovision de sâmbătă. Sunt convins că o să fie o lecție de cultură și de geostrategie mai pomenită. Uite, de-aia zâmbim. De-aia zâmbim, da. Și aș vrea să închei totuși cu o notă mai așa, mai oficială, apropo de ziua asta, ziua victoriei împotriva naziștilor. Haideți să ne gândim dincolo de propaganda rusească sau alt gen de propagandă la cei 600.000 de români care au murit în al doilea război mondial, au fost dați dispăruți sau au fost răniți și să nu uitați că România, de exemplu, nu are niciun mausoleu, niciun monument oficial dedicat acestora. Suntem singura țară beligerantă din al doilea război mondial care nu are așa ceva. Să regândim un pic la oamenii ăștia și după aceea să propagandă și alte prostii. Este și ziua Holocaustului astăzi. Lucrurile sunt extrem de serioase și ar trebui să nu mai lăsăm un om precum acela din anii 30-40 să încerce să ne dicteze nouă ce să facem în viața asta. Mulțumesc, Sarmiza Antronic, pentru prezență, pentru precizări, informații. Dumneavoastră că ne-ați urmărit, Mariana, mulțumesc. Sunt Eduard Pastia, vă doresc o zi nemaipomenită.